Bună ziua tuturor! Bine v-am regăsit la bucătăria Fara Gradințe, împreună cu Raluca. Bună ziua, Raluca! Bună ziua, Jerome! Ce mai faci? Bine, am venit să văd ce mai gătești astăzi. Deci, vezi ce ingrediente avem pe masă astăzi? Da, văd, dar da. Nu pot să-mi dau seama ce rețetă. Nu-ți dau seama ce facem. Deci avem ardei gras, ton, cașcaval ras, lapte, faina, ulei și ou. Deci facem o prăjitură salată, un cake cu ardei și cu ton. Ai mâncat deja așa ceva? Nu. Deci o să vedeți, este un fel de cozonac sarat care merge foarte bine să-l pregătiți în avans dacă mergeți la serviciu sau pentru copii la școală. Să tăiesc câteva felie și să le mănânc așa. Sunt foarte bune. Este aperitiv sau? Poate să fie orice, poate să fie aperitiv, să tai bucățele mai mici, ca dacă ai invitați acasă, știi, le tai bucățele mai mici și se le oferă așa, se gust, înainte de masa. Poate să fie un fel principal cu puțin salată verde, poate să fie la picnic, merge foarte bine la picnic, rece, așa, poți să-l ține întreg și îl tai când ești la picnic. Și este un preparat extraordinar de bun, o să vezi, este ceva minunat. Și am adus, bineînțeles, ca să facem tarta noastră, trebuie form de cake, nu? Form de cake, deci este un cake cozonac sarat, foarte bun. Și o să mi ajut, te rog, să pregătim acest rețetă. Trebuie tăiat ardeiul. Ardeiul. Cum îl tăiem? Deci te las pe tine să tai. Cum îl tăiem? Felii sau cupuri? Felii subțire, da. Felii subțire. Așa, și eu o să pornesc aici plita. Așa sau mai subțire? Mai subțire un pic. Mai subțire. Da? Și primul rând pentru acest rețetă trebuie să prăjim puțin ardeiul, să fie mai copt, să fie mai moale, mai bun. În ulei se prăjește? Da, sau puțin ulei puțin... cu sare și cu piper. Asta este prima fază. Așa, și ne trebuie puțin ulei în tigaie. Ulei de măsline sau folosești ulei de floarea soarelui? Floarea soarelui este soarelui suficient pentru acest rețetă. Deci încălzim uleiul și împreună cu ardeiul o să tăiem două căței de usturoi. Doi care, căței, da, nu două, doi. Doi căței, așa, care le tăiem subțire, da, ca să va merge cu împreună cu ardeiul în tigaie. Asta este pentru un plus de gust, bineînțeles. Și am văzut aici mai ai un condiment. Nu este condiment? Ce este? Ce este? Aha. Nu știu ce Nu știi este. Ce este? Este drojdie uscată, asta pentru să se umflă să checul nostru, checul. Da? Deci să vedem dacă s-a încălzit ulei, cred că mai trebuie așteptat puțin. Mai ai? Un pic. Un pic. E bine? E foarte bine. Eu n-am dexteritatea voastră a bucătarilor, șef. Dar încerc să mai fac și eu acasă și să învăț de la emisiunea ta. Autobum, tu gătești foarte bine. Mersi, Jerome. Gata? Gata? Gata. Ok, deci o punem ardei. Întâi usturoiul. Da, întâi usturoiul. Da. Și așteptăm să fie chiar încins uleiul. Și la sfârșit, când o să fie ardeiul mai moale în tigaie, vom adauga și o conservă de ton și o vom face un amestecat care este baza al gustului a cake-ului nostru. La conserva de ton ai scurs uleiul? Văd că este destul de uscat. Puteți să luați ori ton cu ulei, ori ton în suc propriu, cum indiferent merge foarte bine una sau alta. Gata, s-a încins uleiul aici. Știți ce? O să punem acum ardeiul aici. Ardeiul. Da. Tigaie. Să-l punem pe toate. Pe tot? Da. Pe toate felii. Și o să ia, poți să ia piper, te rog, din... O să adăugăm piper. Așa. Deja miroase destul de bine. Miroase bine, nu? Da, foarte bine. Și eu să te rog să ia bolul din spate și o să începem să facem aluatul pentru cake. Deci o să încep să pun ulei și să faci o omletă, da. Da, da, da. Da, da, da. Și eu mă ocup între timp de ardeiul aici, care miroase extraordinar de bine. Niciodată n-am știut să sparg ouăle. Ei, acum facem omletă, nu facem
o competiție și se ia cutelul. Cum se cheamă asta? Tel. Tel. De la Guillaume Tel, nu? Așa se face, se bat bine bine ouăle acolo, se face omleta. Se vin să te ajut, se pui puțin sare acolo. Foarte puțină văd că pui. Da. Că mai este și sare care vine de la Ardei și nu trebuie foarte mult. Cât batem ouăle? Mai. Ok. Și acum se adaug faina, adaugăm faina. Câte grame de faina? 150 de grame, ușor. Trebuie să le incorporați bine. O să se fie un aluat destul de consistent. Da. Că apoi adăugăm lapte și ulei care le vom încălzi puțin la cuptor înainte. Bun, cum merge? Bine. E mai ai. N-ai pus tot încă. Ai gata. Și se amestec bine, să nu trebuie puțin forța ca să amestec tot. Eu aici sunt tot cu ardeiul. Nu trebuie ars ardei, dar trebuie să fie mai moale. O să fac un foc mai mic acum și le lasăm așa. Cam câte minute? Încă 5 minute aici pe foc și după aceea vom adăuga și tonul. Așa. Gata sau mai îngărcerăm? E bine și acum o să pun lapte. Este destul de tare. Da, este, dar o să vezi că acum punem laptele la încălzit. La microunde, da, câteva secunde. Așa, trebuie să fie puțin, o să vă explic de ce trebuie să fie lichidile calde, că o să punem drojdie și o să aibă un efect mai rapid, mai imediat pe compoziția noastră de chec. Cum stai? Cred că e gata, da, nu e are gata, cocoloașe. Da, stai acum, că o să vin imediat cu laptele. Da, de câteva secunde aici la frigider, la cuptor, microunde. La microunde. Deci este călduț. Laptele. Avem 120 de ml de lapte care punem în compoziția noastră. Și apoi un pliculeț de drojdie uscată care punem imediat. Hai, se amestec. Bine, știi, nu trebuie să fie cocoloașe acolo. Aici ardeiul s-a cam făcut bine, dar mai lăsăm până când este gata aluatul în forma definitivă. Lăsăm ardeiul pe foc. Așa. Uleiul. De asemenea trebuie încălzit. Da. Încălzim și uleiul. 20 de secunde maxim la microunde. Așa. Gata, s-a încălzit și ulei. Aici. Și avem 100 de ml de ulei. De floarea soarelui. Da, de floarea soarelui. Dacă vreți puțin mai mult gust, puteți folosi alt fel de ulei. Ulei de alune de pădure, ulei de nuci. Dă un plus de aromă. Dar noi folosim astăzi cu ulei de, cum se spune? Floarea soarelui. Floarea soarelui. Da, mulțumesc, Raluca. Așa. Bun. Am văzut, Jerome, că este o tendință acum, toată lumea folosește foarte des ulei de măsline. Da, ulei de măsline este mai... nu-mi place încălzite la cuptor, știi? Mai ales într-o prăjitură, între ghilimele, într-un chec salat, nu prea merge ulei de măsline. Aici suntem gata cu ardeiul și o să versăm acum tonul. Și... amestecăm compoziția aici, care vom introduce după în aluat. Miroase deja foarte bine. Miroase bine, nu? Tonul cu ardei este ceva care merge foarte bine împreună. Acum, la tine în aluat, o să punem 100 de grame de cașcaval ras, tip pimentaler, zweiter,
cașcaval care se topește, da. Deci 100 de grame aici punem. Da, și să le amestec bine așa acolo. Foarte bine. Noi între timp luăm toate bărurile la loc. Eu aici mai amestec puțin. Și cred că o să mai pun puțin piper aici în preparația noastră. Checul trebuie să fie și picant? Poate fi puțin picant dacă vrei. Vrei să fie mai picant? Da. O să luăm puțin peperoncino. Am văzut că avem peperoncino aici în bucătărie. Și o să luăm unul și o să punem aici. Asta știi că mai gătesc cu prietenul meu Radu și el îi place foarte mult când este picant, așa am o gând și pentru el aici. Eu deci, prim și lui. Asta chiar nu e prevăzută, dar cred că o să fie și mai bun dacă este puțin picant. Dar nu pentru copii, bineînțeles, asta facem numai pentru adulți. Deci am pus un adei iute mic din ala care este foarte, foarte tare, știi care. Nu mai poți să mănânci după. Bun. Mai pun unul? Nu, unul e suficient. Unul este suficient, da. Ei, atunci lăsăm așa. Și așa e vară, e cald. Da. Și dacă mâncăm prea iute... Bem prea mult bere, nu? Așa. Sau apă cu gheață. Deci aici avem, este gata. Și vom introduce acolo. Vii tu mai aproape aici. Așa. Și vom pune... Ardei. Așa fierbinte, putem... nu are nimic? Da, n-are nimic, n-are nimic. Așa. Ce bine miroase. Ai grijă că n-amestec, da? Cu grijă. Încet, da. Nu? Încet, da, și cu grijă. Să mai așa. Să-i luăm tot tonul. Și acum să amestec bine, da? Așa. Mai amestec. Da, așa, să fie totul, vezi că se ia, acum este, nu arată extraordinar de frumos, trebuie să recunoaștem, dar o să vedeți, o să le introducem 45 de minute la cuptor, în forma noastră de cake, și o să se face pufos așa, frumos și mare, și asta, avantaj cu acest preparat, poți să pregătesc într-o zi, și se țin 2-3 zile, știi? Se păstrează proaspăt? Da, se păstrează și mănâncă te o felie pe zi, cu puțin salată verde sau cu o salată de roșie. Este minunat, este mai ales vara, îl faceți două dintr-o dată și țineți, nu mai aveți grijă de bucătărie după. Hai că cred că amestecat destul și acum vrei să-l versezi eu? Te rog. Da? Hai că nu vreau să te... Nu încerc tava cu nimic? Nu, știi ce, de ce? De ce? Noi am pus ulei, mai ții minte că am pus ulei? Da, da. Deci nu o să se lipească, fiind și asta de teflon, nu se lipească și... nu avem nevoie de hârtie de copt și de nimic. Și versăm aici compoziția. Să-mi dai, te rog, telul sau o lingură? Gata, am găsit. Așa. Deci, ce mai avem? Hai să mai repetăm o dată. Avem ardei, 500 de grame de ardei tăiat felie, o cutie de ton. Avem ouă, faina, lapte, ulei, drojdie și mai ce? Sare, piper, usturoi. Și usturoi. Și cam atât. E mișto, nu? Foarte. Da? Și o să vezi ce... Și ai pus în plus un ardei iute. Da, un ardei iute. Gata. E, și acum compoziția trebuie introdus la cuptor. Deci o să punem aici în cuptor. Timp de 45 de minute. Timpul care vom pregăti și o salată bună și puteți să faceți și altceva și revenim ca să gustăm când este gata. Raluca, uite-te, cum arată foarte cecul frumos, nostru? A crescut. A crescut destul, da? Vezi da. Că l-am scos și din cuptor, este gata, răcit, bun de mâncat și acum... Să vedem dacă s-a lipit, ia, să vedem. Mișu, mă gândesc la tine, să știi, să vedem dacă s-a lipit sau nu. E, noi avem noroc, nu s-a lipit. Nu s-a lipit. Vezi? Chec cu ardei și cu ton. Acum să facem și prezentare, știi, o să-ți pregătesc și o porție pentru tine. O farfurie, așa. Și o să tai
Câte felii vrei? Două. Două? Da. Vrei și începutul? Da, da? Îmi place colțul, da. Da? Și la bine. Pâine și la chec. Bun. Uite că avem două. Se vede ardeiul, da. Copt. Și o să pun și două, trei rondele de roșii. Cu roșii sau cu varză, ai spus că... Sau cu salată verde. Cu salată verde. Și puteți să se luați și dacă mergeți la picnic, checul întregi și îl tăiați felii când sunteți acolo pe loc. Aici avem roșii, puțin piper peste roșii și peste chec. Și acum vreau să-mi dai o părere de acest preparat. Arată foarte, da? Bine. Te rog să gust, că vreau o părere sinceră acum. Să vedem ce părere ai. E foarte bun. Da? Îți place? Da. Mă bucur mult. Deci ați văzut, este o rețetă foarte simplă bun. De făcut. Un chec cu ton și cu ardei, cu cașcaval și toate numai lucrurile bune. Sper că v-a plăcut această rețetă. Vă mulțumim pentru atenție. La revedere, pe curând!